con la 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 la. Salutare, prieteni! Astăzi simulăm semifinala de la Euro 2016, Țara Ralilor versus Portugalia, unde se întâlnesc Bale și Ronaldo, Rijkaard la Real Madrid. O surpriză imensă că Țara Ralilor a ajuns până în semifinale, dar a ajuns meritat față de Portugalia, care a ajuns doar prin egaluri. Țara Ralilor a demonstrat pe teren, a bătut echipe mari, iar acum, înainte să ajungă în semifinale, a bătut-o pe Belgia, un meci foarte frumos. Au revenit de la 1-0 și au reușit să câștige detașat chiar. Să vedem ce vor reuși împotriva echipei lui Cristiano Ronaldo. Să lăsați și voi acolo în comentarii cine credeți că va merge mai departe. Va fi din nou o surpriză Țara Ralilor sau va reuși și Portugalia să câștige și să meargă mai departe din nou printr-un egal sau poate de data asta o victorie. Sincer, meciul dintre Țara Ralilor și Belgia, mi-am dorit ca echipa lui Bale să meargă mai departe. O echipă foarte muncitoare. Și cu Bale acolo care trage echipa după el. Centrare acum pentru Ronaldo. Blocat bine de Collins, jucător de 32 de ani. Robson Canu. N-au un over impresionant jucătorii ăștia de la Țara Ralilor, doar Bale care e mai sus. Shoot acum, parat bine. E un corner până la urmă. Tare, tare curios va fi acest match. Ia să vedem, pune presiune Portugalia. Nu știu, eu aș merge tot pe Țara Ralilor pentru că au un moral fantastic. Vă dați seama, după ce te califici în semifinale bătând-o pe Belgia, o echipă care are jucători de mare, mare valoare, nu mai vedete sunt acolo la belgieni. Țara Ralilor însă a fost o echipă și a demonstrat asta. Ia uite, îl scapă Bale aici. Bale încearcă un șut de la distanță, un pic pe lângă Gareth Bale. Se va întâlni cu colegul său de la Real Madrid, doi dintre cei mai buni jucători din lume. Chiar va fi un duel interesant. Cine va străluci oare, Bale sau Ronaldo? Haide Bale, acum din nou Bale. Pasează pentru Canu. Are și Țara Ralilor din nou o ocazie. 2-2 la ocazii până acum, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, Rui Patricio respinge în corner. Același Bale bate și acest corner. Oh, Richard! Cât de aproape a fost această lovitură de cap. Ies la atac cei de la Țara Ralilor. Ia să vedem. În acest match m-am decis să joc cu Țara Ralilor. Am preferat asta pentru că este o echipă de over mai mici și e mai interesant așa decât să joc cu Portugalia. Aș fi câștigat probabil mai ușor. Haide, l-avem pe King acolo, un nume foarte frumos. Ia uite, el intervine, King, dar Portugalia rămâne la balon. Nani, Ramsey, cel mai bun mijlocaș al celor de la Țara Ralilor. Într-o recuperare bună, King așează pentru Allen. Robson Canu trebuie să deschidă pentru Allen. Înapoi,
pasă puțin deviată. Virinia schimbă partea până la Eliseu. Mai sunt doar 2 minute de prelungiri din această primă repriză. Și în continuare 0-0, dar este lovitură liberă acolo pentru noi și probabil se va fluiera. Pare că mai lasă ceva arbitrul, dar nu foarte mult și este pauză. Am avut, ambele echipe am avut 3 șuturi, ia să vedem dacă avem ce să schimbăm. Nu sunt jucători foarte, foarte buni aici. Băgăm pe Ledley, dacă are ceva calitate. O să-l bat pe Vokies ăsta. Se pare că Canu nici măcar nu este atacant, este mijloca stângă. De ce joacă acolo, habar n-am. L-am băgat pe acest Vokies, este foarte bun la duelurile aeriene. Dar poate dă și o pasă bună pentru Bale. Ce-ai vrut Bale aici? Fua. Am vrut să începem un atac, dar a fost o greșeală a lui Bale. Ramsey aproape să recupereze și să paseze bine. Doar a recuperat bine. Ronaldo n-a mișcat până acum. L-au ținut bine acolo în frâu jucătorii mei. Nani, Nani, ce gafă face portarul nostru. Gen tătărușan a fost asta. Dar ce e aici? E offside. Oh, scăpăm cu bine, dar ce greșeală făcuse portarul nostru. Cât de bine a rămas William și l-a lăsat în offside. Foarte bine. Avem și acesta echipament, zici că suntem în România. Dar țara galilor nu se compară cu România. Ia uite-l din nou pe Nani, ăsta a fost cam cel mai bun de la ei, cel mai activ. Ramsey. Haideți mă băieți. Fabio Coentrao scoate înapoi pentru João Moutinho. Bară. Ce ocazie, ieși acolo portare. A început mai bine Portugalia. Mult, mult mai bine. Ronaldo, șut, portar. Portarul nostru nu știu ce naiba are în repriza a doua, zici că s-a drogat. Uite cât de prostă portarul ăsta. Nu știu ce Dumnezeu a pățit. Iar Portugalia are 1-0. Haideți să vedem dacă țara galilor reușește din nou să revină. Vaux, de unde? Bale, Bale, trebuie să facă ceva Bale. O pasă bună pentru Allen. Allen, șutul acestuia, ce șut frumos. Bate ghiere Bale, trebuie să bată bine. Trebuie să bată foarte bine, dar au portare ăștia de la Portugalia. Nu ca noi. Nani, din nou, câte sprinturi bagi băiatul ăsta pe meci. Vaux, haideți mă băieți. Bale, nu e în formă Bale azi. Chiar nu e în formă. Nici meciul cu cei de la
Belgia n-a fost foarte, foarte sus Bale ca nivel, dar pentru aia tot a câștigat Țara Galilor. Recuperare bună. Vouts. Nu trece mingea acolo de apărare a Portugaliei. Bale acum, din nou Bale. Rezistă apărătorii Portugaliei. E offside. Sau lovitură. Oh, s-a accidentat Bale. N-ai cum. Dacă se accidentează și cel mai bun jucător, ce mai poți să faci? Atâtea le ar trebui celor de la Țara Galilor să li se accidenteze și Bale, că au pus-o cu totul. Se pare că echipa lui Ronaldo va câștiga acest match. Să vedem ce va fi în realitate. Păcat. Eu aș vrea să meargă Țara Galilor, v-am spus, să-l lăsați și voi în comentarii. Iar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un like și un share. Noi ne vedem data viitoare.